Luni dimineață, la primăria română au poposit oaspeții din Republica a Coreea. Autoritățile locale au pregătit o manifestare prin care a fost reînnoit pactul de amiciție sau înfrățire încheiat în anul 2013. Actul a fost încheiat în scopul promovării înțelegerii culturii și tradiției fiecărui oraș în spiritul prieteniei și respectului reciproc dintre cele două localități. De asemenea, am să rog pe domnul Kim să prezinte și delegația din Coreea pentru a fi cunoscută celor aflați în sală. Deci delegația din Republica Coreea cu nume și funcții administrative. Chiar în acest moment și vă prezint și delegații noștri din Coreea, orașul Suncheon, și domnul Kwak Seung-gi este vice-guvernator din orașul Suncheon. Următorul domnul Park Young-su și inspectorul Amenade și domnul Kim Jang-won. Inspector cercetare la zona africană. Și Sawa Sakiko. Și Han Seung-gyu, vă prezint și eu înțelegerea de cooperare între municipiul Roman România și orașul Suncheon-gun din Republica Coreea. Municipiul Roman, județul Neamț România și municipiul Suncheon-gun din Republica Coreea, denumite în continuare părți, sunt de acord să promoveze înțelegerea culturii și tradiției fiecărui oraș în spiritul prieteniei și respectului reciproc dintre cele două localități și să pună bazele unei strânse relații de cooperare în efectuarea de schimburi de experiență și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială benefice locuitorilor lor, potrivit competențelor de care dispun și în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Coreea. După mesajele și urările de bine din partea oficialităților, a urmat un schimb de însemne și daruri. Asta este pentru domnului primar și asta este Evantai. Evantai este pentru efoarte în Coreea, care a făcut în mână și este genda e cultura tradițională care așa păstrat. Roman și chinele darilor. Roman și chinele darilor. Iar aici scrie și scrisoare în limba engleză că să felicităm pentru ziua orașului Roman. Așa scrie. Mulțumim. Primarul Eoreanu și oaspeții din Coreea au plantat apoi un brad în parcul din fața primăriei Roman. Ok. Doamne ajută. Delegația a ajuns la Roman pe 17 mai și vor pleca pe data de 19 mai. Cât vor sta la Roman, aceștia vor vizita și o întreprindere care ține de industria alimentară.